Deci am venit astăzi aici să petrecem în drum veteranii din războiul de pe Nistru din 1992. Le dorim să aibă un drum ușor, să fie întâlniți pașnic și cu multă voință de toate locurile unde ei vor ajunge. Ne dorim de asemenea ca ei să poată să ducă flacăra Unirii până în Alba Iulia, de unde noi tinerii, tânăra generație, o vom aduce de la 1 iulie.